Cauza s-a amânat la data de 14 august 2013, termen acordat pentru a se emite adresă către Arhiva Tribunalului Gorj și Arhiva Judecătoriei Târgu Jiu, în vederea înaintării dosarului numărul 9528. Au anunțat judecătorii târgujieni. În acest fel, instanța nu face decât să păsuiască funcționarea televiziunii la care acționar este Marin Condescu prin Clubul de Fotbal Pandurii și Federația Națională Mine Energie, într-un sediu care aparține complexului Oltenia. Entitatea producătoare de energie a cerut instanței de judecată să aprobe evacuarea din sediu a locatarilor care pur și simplu funcționează pe banii complexului, dat fiind faptul că CEO plătește toate utilitățile pentru locația din debarcader. Chiar și paza celor care lucrează acolo este asigurată tot de complex. Magistrații au considerat însă că nu este nicio grabă, astfel că au stabilit un nou termen pentru săptămâna viitoare. Conducerea Complexului Energetic Oltenia a stabilit inventarierea tuturor spațiilor pe care le deține, multe dintre acestea fiind necunoscute. Mare parte dintre ele sunt la dispoziția sindicatelor, care au considerat că, pe banii și în spațiul producătorului de energie, își pot face și televiziune. După ce va fi finalizat procesul de inventariere, spațiile care nu vor mai fi folosite urmează să fie vândute sau închiriate pentru a aduce profit.